Federația Sanitas a anunțat astăzi că a strâns 50.000 de semnături pentru declanșarea conflictului colectiv de muncă în sănătate și asistență socială. În prezent, în sistemul public de sănătate există un deficit de personal de peste 30.000 de posturi, iar în cel de asistență socială, unul de peste 15.000 de posturi care nu pot fi acoperite, fie din cauza blocajelor legislative, fie din cauza unei salarizări necorespunzătoare. În ceea ce privește creșterile salariale, câteva categorii de salariați nu au mai beneficiat de nicio creștere în ultimii 5 ani. Pe de altă parte, Marcel Ciolacu a anunțat azi că se deblochează 8.000 de posturi în sănătate și asistență socială. Sanitas mai are de îndeplinit câțiva pași ca să poată declanșa o grevă generală, ca să mai dezamorseze situația. Executivul dă liber la angajări în cele două sisteme. Deci până ieri, cel puțin la nivelul Iașiului, strânsesem 2.803 semnături. La nivel național s-au strâns 40.000 de semnături. Sigur, strângerea de semnături continuă. Noi ne-am propus ca în data de 18 să facem o ultimă evaluare, să vedem numărul de semnături care se strâng și sperăm ca până atunci, într-adevăr, numărul să se dubleze. Și, sigur, în funcție de rezultatul pe care îl vom avea la final, procentul de angajați care semnează, există, de ce nu, șansa să ajungem și până la grevă. Trebuie să specificăm că noi deocamdată strângem semnături pentru declanșarea conflictului de muncă, iar până la declanșarea grevii mai sunt niște pași pe care trebuie să-i facem. Notificarea Ministerului Muncii, medierii, concilierii, iar ulterior se poate ajunge la grevă. Cei mai mulți angajați din sănătate și asistență socială au acum salariul de bază situat sub nivelul salariului mediu pe economie, iar inflația și scăderea puterii de cumpărare din ultimii ani și-a pus amprenta pe veniturile acestora. S-au deblocat extrem de puțini posturi, doar în spitalii din subordinea Ministerului Sănătății, în spitalii din subordinea autorităților locale, spre deloc. Toată lumea trăiește cu impresia că în sistemul sanitar sunt niște salarii foarte mari. E adevărat că pentru medici, într-adevăr, salariile sunt ceva mai mari. Adică putem vorbi și de salarii care depășesc 8.000 de lei. Pentru asistenții medicali trebuie făcut și pentru personalul auxiliar sanitar, chiar și pentru medici, trebuie făcut următoarea precizare. 80% dintre angajații din sistemul sanitar lucrează în sectoare unde nu sunt sporuri. Și cu orele de sâmbătă, duminică, cu plata turilor din noapte, au venituri cuprinse între 3.100 și 4.500 de lei. Cu pași repezi, vă spun, cu pași repezi, salariile unui asistent medical sunt dreaptă spre salariul minim pe economie, ceea ce nu-i firesc. La începutul ședinței de guvern, premierul Marcel Ciolacu a anunțat că se vor debloca angajările din sănătate și asistență socială. În sănătate și asistență socială, astfel toate spitalele importante care au deficit de medici, asistente și infirmieri vor putea face rapid angajări. Ministerul Sănătății are în acest an un buget cu peste 40% mai mare decât în 2023. Deci nu este vorba de vreo problemă financiară. De altfel, am alocat circa 6,6 miliarde de lei în această lună, cu care am închis datoriile de anul trecut din sistemul sanitar, asigurând și cheltuielile curente pe luna ianuarie pentru medicamente și servicii medicale. Însă fiecare angajare trebuie să reflecte în mod concret în servicii mai bune pentru pacienți, un plus de empatie și de responsabilitate. Potrivit ministrului Sănătății Alexandru Rafila, vor fi scoase peste 2.500 de posturi de medici și 365 de posturi la serviciile de ambulanță.